Insula a primit în urmă cu 24 de ore 2 oameni. Ține momente de intimitate, sau după aia... După aia gata. Povestea de dragoste a celor doi a început pe vremea când el avea 17 ani, iar ea 22. Eram la liceu, un coleg făcea parte din clubul montan, mi-am părțit niște fluturașe dacă vreau să mă alătur, erau cu escaladare, cu alpinism, cu mers pe munte, cu așa. N-ai întinde mâinile ca la Titanic. Ea era profesoară la clubul montan, că era mai veche și le preda acolo și cred că în a doua expediție cu grupul am cunoscut-o. Două zile cât am stat acolo, nu mai știu, zile, gen, ne-am jucat, ne-am vorbit, ne-am așa. După aia, la plecare, i-am cerut o bluză că mi-era frig, ca să fiu sigur că avem motiv să ne întâlnim după aia. Am mai vorbit vreo două zile pe Yahoo, Messenger era pe atunci. Și ne-am întâlnit să-i dau bluza și atunci cam aia a fost. Ține-mă! Toro! No! Păreai de 13-14 ani. Adică nu era nimic. Acum nu pare a femeie, adică îi scoate machiajul, dar nu. Dacă merg cu ea, tu la copii trebuie să ne îmbrăcăm. Da, dar el era de 17 ani când am intrat noi în relația asta, deci eu intram la corupere de minori, nu el. Da, da, s-a văzut cine a avut mai multă clasă. Doctoratul tot eu l-am dat. Diferența de vârstă dintre voi își pune cumva amprenta asupra relației? Asupra relației... Da, tot timpul când ne uităm o poză zice: păi eu sunt mai bătrân. Deși eu încerc să par cât de bătrân poate, știi? Dar mama mi-a berit că na, să fiu așa, dar de ăla. Nu, din punctul meu de vedere nu. Din punctul ei, cifra aia cred că a terminat un pic. Care cifră? Aia de pe buletin, aia, 27-32 ăla. Aia merg așa într-o parte. Da, da. Trage geanta jos. Da, 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 nu e echilibrată cifra, da. Nu, pe mine mă deranja când eram un pic mai mică. M-a deranjat așa, dar m-a deranja ceea ce spuneam, că mi-e frică și vis-a-vis de misiunea asta, de cum o să judece ceilalți.
Și mă deranja pentru că foarte mulți întrebau, dar nu te deranjează? Nu mă deranjează. Nu te deranjează? Nu mă deranjează. Până când a ajuns să mă deranjeze. Da? Dacă n-ai avut tu răspunsuri, nu mă deranjează, că la fel de bine. Știi? Da, dar eu n-am termen de comparație. Păi, dar știu iau ei. Deși Gia este mai mare cu 5 ani decât Bogdan, el este singurul ei partener sexual de până acum, experimentatul dintre ei la acest capitol fiind el. Toți cei 5 ani în minus față de mine avea o inteligență emoțională vis-a-vis de relație mai mare decât a mea. De ce? Pentru că au existat alte relații înainte. Deci dacă compar chestia asta, da, eu eram în minus, chiar dacă aveam 5 ani în plus. Știi? Nu știu să ajungem și noi la vârsta. Bă, mie mi se pare foarte tare să fii la pensie, să ai timp și bani, evident, când ești la pensie, și să faci tot ce vrei, vii dimineața la 10 și patinezi, frate. Nu te duci la servicii. Serviciul este una dintre dificultățile întâmpinate de această relație în ultima perioadă. Ia zi, da, scap de prostul ăsta și... scap de prostul ăsta și vin, iubitule, a? Bun. Așa. Nu mai puțin, să-mi închis și eu telefonul. Că na, băiatul trebuie să știe, așteaptă sau n-așteaptă. N-așteaptă nimic, că nu e aici. Băiatul e șefa. Servici. 100% servici. Și mai sunt și eu pe acolo, dar mare parte e servici. Deci servici. Da. Pe parcursul timpului m-am văzut cumva investind prea mult, m-am găsit investind prea mult în servici, în detrimentul altor lucruri, de genul familie, relație, prieteni, etc. Și, mă rog, caut să fac ceva în sensul ăsta, dar de fiecare dată când zic că o să vin acasă la program, nu se întâmplă. Și, da, aici... De aici vin foarte multe frustrări, de aici vin foarte multă oboseală, de aici vin foarte multe discrepanțe. Da, pentru că faza e așa, de eu mă duc și lucrez, da, eu în serviciu fizic, stau peste lucrez sâmbătă, duminica, dacă am de lucrat 20 zile fără pauză, sâmbătă, duminică, bag. Și când vin acasă, eu atunci vin ca și cum, bă, vin la vacanță, vin la familia mea, hai să facem, hai să mergem, hai să... Știi? Hai că uit acasă. Și ea e, mă, aulă, mâine, tu știi câtă treabă, sau cât îți dobosiți, asta e chestia. Pentru că eu când vin acasă vin cu energie, ea când vine acasă vine consumată de energie de la servici. Da. Într-o etapă a vieții lor în care au ajuns să culeagă roadele anilor de studii și efortului pe plan profesional depus până acum. Lucrez la o firmă și mă trimite prin lume, prin mai multe țări, servis pe echipamente industriale. Depinde, 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună. Jobul meu este în București de 9-to-5, să zicem așa, deși nu e așa. Cei doi au ajuns în impas, în relație. E un decalaj care se simte de foarte multe ori. Un impas cauzat de carieră. Are toate acele 2 săptămâni libere, timp în care își dorește la un moment dat să facă chestii. Când să facă chestii? În weekend, când amândoi ne suprapunem pe, să zic, timp liber cu timp liber. Doar că eu în weekend am multe codițe din timpul săptămânii ce ar trebui să fac să rezolv ce mi-a rămas pending. Și atunci, la capitolul ăsta, cam suferim.